Hristos a înviat, suntem încă în zilele municipiului Roman, tot în ziua de 18 mai, la orele 20, și cu acest prilej vernisăm și inaugurăm la Clubul Boemia Galeria de Artă. Primul vernisaj l-am dedicat domnului Lucian Tudorache, în semn de omagiu pentru colaborarea noastră referitoare la busturile Manolescu Strunga și Mihai Eminescu. El a venit cu o expoziție personală și intenția noastră, a Societății Culturale Clepsidra, cât și a celui care ne găzduiește astăzi la Clubul Boemia și ne va găzdui în continuare, domnul Gabriel Mulai, este să organizăm vernisaje lună de lună. Așadar, primul vernisaj se întâmplă în această seară și am alături de mine atât pe Lucian Tudorache, autorul și sculptorul nostru și expozantul nostru din această seară, dar l-am alături și pe domnul Lucian Stroic, critic de artă, care cunoaște foarte bine evoluția artistică a lui Lucian, celui altui Lucian, doi de Lucieni în dreapta mea, tot Lucian, Laurențiu. La Iași mai există un prieten de-al nostru pe care îl cheamă Lucian Vasiliu și pe aceea totdeauna îl confund pe domnul profesor Laurențiu Vasiliu cu Lucian Vasiliu, de la Iași, poetul, sigur. Și poetul Laurențiu Vasiliu. Așadar, dau cuvântul întâi celui care va vernisa expoziția noastră, domnului profesor, doctor, scriitor, poet, jurnalist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, membru al Uniunii Scriitorilor și encicloped și prieten al Romanului și prietenul nostru, Lucian Stroic. Nu e chiar atât de simplu, după ce am asistat la dezvelirea unei statui. Romanul s-a îmbogățit cu un locuitor. Numai că, spre deosebire de noi, care suntem muritori, statuile au un mare avantaj de a nu muri niciodată. Deci, chiar dacă e vorba de un singur locuitor, care nu știu dacă va intra sau nu la un recensământ, Romanul astăzi este mai bogat. Și aș spune chiar că, până la urmă, statuile definesc personalitatea unui oraș. Cu ani în urmă, venise o ambasadoare, Karen Fox se numea ea, a Uniunii Europene în România, însoțind o expoziție care se numea Piețele Orașelor Europei, la Casa de Cultură din Piatra Neamțe, la expoziția. E bine, pe lângă schițe, planuri, erau și foarte multe statui. Și atunci poate am realizat pentru prima dată cât de importante sunt aceste statui. Și din păcate, avem prea puține statui în frumoasele noastre orașe. Mai mult chiar, înțeleg că între Clepsidra, care e o statuie a timpului, mai că e o statuie curgătoare, așa cum ar trebui să fie toate statuile, și statuile prietenului nostru mai tânăr, Lucian Tudorache, e o legătură, pentru că recidivează cu un Eminescu și am înțeles și cu alte lucrări în viitor, ceea ce până la urmă înseamnă foarte mult pentru artist. Pentru că până la urmă Antonio Gaudi datorează enorm Barcelonei, după cum Barcelona fără Gaudi ar fi un oraș oarecare, venician poate. E bine, acolo
cei care au fost și au asistat la dezvelire, au văzut una din tehnicile, așa numitul rondos, al statuii. Deci, o statuie tridimensională. Se privește pe toate suprafețele și este secționată doar de sol. De data asta avem altceva. Cineva m-a întrebat ce să spun. Lucrări de pictură, sculpturi. Cel mai simplu, și autorul face și el acest lucru, e să spunem tehnică mixtă. Pentru că, într-adevăr, sunt reunite foarte multe elemente pe care le vom analiza pe cât posibil. Dar vreau să deschid o paranteză. Suntem oameni. Dincolo de ceea ce ne definește, putem să reținem două idei. Prima dintre ele este aceea că noi, oamenii, suntem un mesocosmos. Adică avem nostalgia, avem structura stelei de mare, aici domnul doctor poate confirma omului Vitruviu și celelalte. Deci structura aceasta de 5, ca o amintire, ca un atavism sublim al stelei de mare, pentru că totuși suntem fii apei, dar avem și nostalgia stelei galactice. Deci, noi suntem un mesocosmos. Dacă v-aș întreba care este gândul dumneavoastră cel mai puternic, spre ce s-ar îndrepta, categoric spre sus. Avem această nostalgie. Că sus îl vom întâlni sau nu pe Dumnezeu, că vom întâlni altceva, n-are nicio importanță. E important ceea ce spun pentru demonstrația pe care vreau să o fac. Al doilea lucru important, cu asta spuneam că suntem oameni, noi avem o spaimă ontologică față de gol. Și acest lucru se numește horror vacui, teama de gol, teama de vid. Primul care vorbește în termen foarte clar este chiar Aristotel despre această teamă. Și atunci avem nevoia de a acoperi suprafețele. De asta avem tablouri, în cazul de asta încercam cu covoare, de asta puneam tapiserii, de asta structurăm cu mobilă, încercăm să ascundem acest gol imens, teama de gol. Și atunci se pune întrebarea, de ce invoc acest lucru acum și aici? Pentru că, până la urmă, un restaurant, bară sau ceva, are suficiente elemente ca să nu invoce această teamă de gol. Nu, mă refer la creațiile lui Lucian Tudorache. Și am să-i spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată și care pare surprinzător la prima vedere. Nu știu originea, nu știu cine sunt părinții, bunicii sau ceva, dar el are un suflet curat de copil și de țăran. S-ar putea să fie născut în București. Dar veți vedea că nu mă contrazic. Apropo de la Galați, știam, dar e bine să-mi imăm așa. Ce face un copil dacă e lăsat singur? Dacă pune mâna pe o culoare, nu va ierta nimic, nici pereți, nici hârtie, nici nimic. Este ceea ce face și el. Am fost cu el în tabără și vă spun, lucra aproape permanent. Nu-l punea nimeni. Nu avea normă, nu avea nimic. Pe de-o parte. Pe de altă parte, spuneam că e un țăran pur. Păi să vă spun de ce. Din acest oror vacui, țăranul românesc, și nu numai el, a privit cerul. Sigur, a văzut
ca oricare dintre noi, stelele. Și a început să le dea câte un nume, să le lege între ele. I-a zis ciobanul cu oile, i-a zis găinușa, i-a zis mai nu știu cum. Categoric că nu era, nu veți găsi niciun catalog astronomic numele pe care țăranii români, țăranul român l-a dat cel. Dar nu mai vorbat. El era stăpânul cerului. Și când am auzit profesor fiind un elev spunând altuia, băi, țărane, am luat și am încercat să-i spun cât de important este țăran, cât de curat și cât de mult ne-am dorit noi să ajungem la acest stadiu. Și atunci am spus, cer scuze pentru mica paranteză, i-am spus, dacă eu ți-aș spune ție următoarele cuvinte, care ar fi următorul? Ai puțin tigre. Și el, crezându-se isteț, a zis, răbdare. Și zic, da, ai citit pe Caragioale. Dar ești stereotip. Tu nu aveai decât un răspuns, un țăran român, un cioban, ar fi zis, urdă, zer, brânză, lapte, și așa mai departe. Deci, cine este mai deschis universul? Și atunci, pe un alt plan, țăranul deci și-a populat, a acoperit întreaga suprafață a cerului. Sigur, o să-mi spuneți, bine, este exact pe invers. Adică albul devine negru, negru devine alb ca într-o negativă fotografie. Al doilea lucru pe care de data asta alții l-au făcut, grecii, romani și nu numai ei, au fost să considere cerul un cerc și apoi să-l împartă și au zis, îl împărțim pe zone. Oribile dito, zonă, dar asta e. Și atunci ce au făcut? Pentru fiecare lună, cu aproximație, au împărțit cerul. Și și-au luat elementele. Bebecul, Taur, Gemeni, Dracul, Leu, Fecioara, și așa mai departe, până la Pește. Sigur, după aceea au venit savanții și-au complicat lucrurile. Asta e zodie de aer, asta e de apă, asta e de foc, asta e de pământ. Mă rog. Este ceea ce ne propune Lucian Tudorache astăzi. Deci, zodii. Dar zodiile sunt o creație umană. În același timp, ele sunt pe cer. Deci, iată un dialog ascensional, descensional, extrem de interesant. M-am oprit la acest tablou pe care îl consider dacă vreți o sinteză. I-am spus tablou, puneți dumneavoastră în inima. De ce? Pentru că este ceea ce greceștii spun suma. Adică acest tablou reunește toate zonele. Evident, în ordinea, dacă vreți, clasică, cea a acelor de cea sornic, care încep cu berbec și se termină, cum spuneam, cu pești, trecând prin toate celelalte. Le găsim pe toate într-o logică pe care numai artistul a știut-o în momentul de creație. Pentru că, iată, dacă l-am făcut copil, dacă l-am făcut săran, acum să-l fac și semizeu. Pentru că el este un tip dedalic. Dedal este cel care construiește, Icar cel care zboară. Sau dacă vreți, Lucian Tudorache este dedalic, pentru că el construiește un labirint. Și este Icar, fiul lui Dedal, pentru că zboară, pentru că își proiectează zodiile pe cer. Rămâne ca dumneavoastră, în fața unei cafele,
să descifrați toate aceste simboluri, dar vă garantez că este zodiacul comprimat, întors, torsionat, răsucit, interpretat, dar până la urmă un labirint. Eliade, vorbind de labirint, spunea că, până la urmă, labirintul trebuie să producă inițierea și, pe urmă, saltul. Care salt poate să fie moartea, poate să fie o altă formă de viață, poate să fie o altă realitate. Iată ieșirea din labirint. Ce este acolo? Un pătrat, un pătrat al mandalei, un cerc, un alt cerc, o planetă, o stea, o planetă cu satelit. Putem crede orice. O ieșire, o intrare, o ieșire și o intrare. Lipsește doar firul Ariadnei, care ne-ar putea călăuzi. Dar mai e ceva. Dacă vă uitați cu atenție la toate lucrările, apar mecanismele în ceas. E prea evident ca să nu fie așa. Și aș spune eu, ce poziție aștrilor, ce aliniere a planetelor a făcut să se întâlnească clepsidra cu ceasornicul? Ce lege a Universului a făcut acest lucru? Că iată, la invitația clepsidrei să vină ceasornicul. Până la urmă, încercam să spun că această clepsidră este o statuie. Multe femei ar vrea să aibă în mijlocul unei statuie. Nu? Și în același timp, o statuie care curge. Cer scuze, clepsidra măsoară timpul apei. Pentru că nisiparnița este cea care ne dă nisipul. Vorbim de nisipul clepsidrei, o prostie. Deci clepsidra măsoară temperatura de apă. Care apă, e apă vie, e apă moartă. Știți foarte bine funcțiile lor în pasmă. Dar mecanismele. Ei, cu mecanismele aici e o treabă mult mai complicată. Pentru că aici intervine cartezianismul, nu întâmplător, Pascal și alții au inventat primele mecanisme și au dus mai departe la ceea ce s-a numit cibernetică sau calculul diferențial sau mai multe cum. Dar ce caracterizează până la urmă, iată, acolo aveți ceasul, ceas, 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 e ca și cum un demiurg, iată, îl fac și demiurg, s-a gândit la un lucru extraordinar. Să supună timp. Cum poți să supui timp? Să mori. Și atunci timpul nu mai are nicio valoare, nicio putere asupra ta. Să devii etern. Și iarăși timpul se usucă, se bestejește, cade ca o frunză pe lângă un frunz. Sau, pur și simplu, să devină altceva. Ce face ceasul cu timpul? Îl trefilează, îl distruge, îl mortelează, îl amestecă. Și până la urmă obține altceva. Și anume, marea robire. Prea nu putem să-i scăpăm niciun. Că se numește mișcare de rotație, că este și de revoluție. Că ceasurile lui funcționează sau nu, păi cum pot relativiza timpul mai bine decât punând 10 ceasuri în mișcare. Fiecare va arăta altă oră. Și atunci, care e timpul? L-am desfințat, l-am decupat, l-am tăiat. Pentru că noi, ceea ce numim timp, înseamnă, și aici din nou domnul doctor poate să confirme, avem 5 tipuri de timpuri. Avem timpul cronologic. Fiecare dintre noi, dacă întreb pe oricare, va spune că astăzi e 18 mai 2016. Într-o convenție.
Fiecare dintre noi are timpul său, data nașterii, de unde începe să curgă timpul. Are un timp biologic, este timpul vârstei. Că cineva poate să... Flora Ordean, de pildă, o văd acolo când a plecat, care are față de vârsta biologică, vârsta ei biologică, față de vârsta reală sau ceva, poate să se afle în decalaj. Arată atât de bine cât nu putem să, decât să credem acest lucru. Avem timpul psihologic. Domnișoara care zâmbește știe foarte bine că dacă prietenul ei întârzie, timpul se dilată. Și dacă dimpotrivă petrece clipe minunate, timpul se comprimă. Vai, ce o să zică mama, am întârziat și așa mai departe. Este timpul psihologic. Și mai este un timp la care el, Lucian Tudorache, face aluzie. Și anume, timpul astral. Până la urmă, viața noastră, din punct de vedere al astralului, poate să conțină 7-8 secunde. Dar sunt secundele definitorii pentru fiecare personalitate. Acea secundă când te-ai născut. Acea secundă în care ai murit. Acea secundă în care ai spus da la ofițerul stăritesc. Acea secundă când ți-a semnat rectorul cu diplomă universitară. Acea secundă când ai avut un copil. Sau al doilea, sau al treilea. Și așa mai departe. Dar, gândiți-vă, sunt secunde, sunt clipe. Sunt clipele, momentele astrale. Este ceea ce cred că face. Pentru că, până la urmă, Lucian Tudorache putea să facă o treabă foarte simplă. Fraților, punem zodiile în ordine, citiți-le și vedeți ce vreau să spun cu fiecare. El procedează mult mai subtil și mai necruțător cu noi. Spune, ești în zodia leului, caută-ți-o. Caută-ți-o în expoziție. Poate găsești o altă zodie complementară. Poate altceva. Și atunci există un acest dinamism al zodiilor. Extraordinar. Asta dacă ar fi să ne referim la acest zodiac, să zicem, roman. Eu sunt convins că în sinea lui Lucian Tudorache are mai multe zodiac. Este un zodiac al plantelor. Un zodiac chinezesc. Un zodiac egiptean. Și așa mai departe. Gândiți-vă că această lume atât de minunat și de strâmb alcătuită ar fi o comprimare de aceste zodii. Și vreau să vă spun, și cu asta închei, că poate romanul cel mai izbutit pe care l-am scris eu se numește Cicatricea. Nu știu dacă Lucian l-a citit, probabil nu. Dar pune exact aceeași problemă. Problema, spaima unei femei în fața morții, care vrea să cucerească cerul. Și cum? Născând câte un copil pentru fiecare zodie. Și în felul ăsta, cucerind cerul. Este un urmutăr, cum ar spune Blaga. Adică o femeie originară, o geie, o demetră, cum vreți să-i spuneți, o ceresi. Adică femeia pământ. Și face acest lucru. Dar, până aici, suntem identici. Cu ce ne deosebim totul? Sigur, limbajele sunt diferite, dar sensibilitatea, gândirea e aceeași. Am spus, cine să fie acești copii? Și atunci am început să spun, ciuvarul din Iorița, pește romanore,
și așa mai departe. Și am luat aceste personaje pe care le-am făcut frați. Și care fiecare e născut în altă zonă. Este ceea ce face și el, dar sigur, cu alte mijloace, cu alte... poate cu alte gânduri, dar care se întâlnesc și se dezbat și se sugrumă și se dilată ca într-o grăzită. Sigur că pot interpreta opera lui și altfel. Spunea Eminescu într-un vers, ah, organele sfărmate și maestru e nebun. Păi în momentul în care am trântit un ceas și au sărit din el arcurile și rotițele sau ceva, ce mai rămâne cu timpul? Timpul poate să gândie, să ne cuprindă, să crească peste noi sau, din potrivă, să se retragă ca un melc căutându-și refugiu. Mari artiști lucrează cu mare obsesie și ar vrea să cred că până la urmă, un artist foarte bun, cum este Lucian Tudorache, nu face altceva decât să țină cont de cele două priorisme umane. Spațiu și timp. Timpul găsim încolțit. Până la urmă, aici sunt semințe de timp, prin rotițele acelea le-a plantat. Și în același timp, spațiu, cerul, îmbin sau învingător prin zonă. Mulțumesc! Ce frumos spus, semințe de timp. Mă gândeam că ar mai exista un timp. Și acela ar fi timpul divin. Timpul veșnic. Timpul zilei a 8-a. Sau a orei 20, când am început noi vernisajul. Deci, timpul acesta îl identifică, de fapt, pe Dumnezeu și face legătura dintre pământ și cer, dintre terestru și astral. Nu te supăra, dacă tot te-ai băgat în numerologie, hai să vedem, până la urmă, atât mai spun, ce înseamnă, de fapt, 20? De 20? Nu. Nu. Care însemna orgoliu, perfecțiunea. Înseamnă jumătate din 40, care e sorocul. Și care înseamnă părăsirea sufletului de către trup, și o știi mai bine ca mine. Înseamnă carantina, carant, adică timpul necesar pentru a învinge orice boală cu nume. Înseamnă soroc, naștere sau tot ce vreți, pentru că termenul îl găsim 40, asta înseamnă în rusă. Dar mai e ceva. 20. Timpul izbăvirii. Care? Cum s-ar scrie 20? 8 plus 12. 12 înseamnă ciclul, zodiacul. Și 8, acel inel al lui Mobius, înseamnă infinit și înseamnă prima treaptă spre dumnezeire. Pentru că, așa cum bine știi, 8, 8, 8 este cifra lui Iisus. Iată că nimic nu e întâmplător. Nu știu dacă ați ales 20 gândindu-vă la asta sau nu, dar am spus, nimic nu este întâmplător, totul e întâmplător. Da. Toate au, într-adevăr, un alt sens pe care îl putem descoperi dacă vedem și privim potrivit. Până la urmă și clepsidra este tot un 8. Sigur. Care este orientată pe verticală și de aceea va deveni iarăși nimic întâmplător. Titlul expoziției lui Lucian Tudorache. Între cer și pământ. O să le rog acum pe Lucian Tudorache să mărturisească un gând la acest prim mesaj. În primul rând, sunt mândru și onorat să fiu în compania dumneavoastră. Mulțumesc domnului profesor Pintic Lucian Stroi pentru cuvintele alese societății culturale din Clepsidra.
și tuturor celor care au fost implicați în crearea acestui eveniment și acestui dublu eveniment. Inaugurarea monumentului Nicolae Emanuescu, Strungar. Ce este personalul care este de fapt asta? Mulțumim, Mulțumim și noi. Începem evenimentul așadar cu o lucianismă, nu? Pentru că avem un proiect, a scoate o carte intitulată Lucianisme, în care vor fi, e o antologie, de fapt, pe care o lucrez, va fi ilustrată cu lucrări de Lucian Tudorache și va conține poeme de Lucian Strochi și Lucian Vasiliu. Poate adăugăm și Cerul la acest proiect, adăugându-l și pe Lucian Blag. Iată, lucianism. Vreau să-l salut pe patronul grupului Boemia și din această seară și patron de galerie de artă, care sper să îi facă o deosebită plăcere. Mi-amintesc că nu cu mult timp în urmă, cred că o lună zile, i-am propus acest proiect și m-am bucurat când răspunsul a fost afirmativ și entuziast. Aceea îl prezint pe domnul Gabi Bulai, patronul de galerie și patronul de club Boemia. Spuneam atunci, în glumă, dacă boema moare în restul țării, iată că boema renaște la Roma. Dacă vrei să adaugi câteva cuvinte, o să fie aproape. Ce să spun, foarte surprindere. Face și mie plăcere să am opere unui autentic artist aici. Atâta personalități în seara asta și nu știu, sper să fie apreciat din lucrurile dumneavoastră. Mulțumim, Gabi. Ne vedem mai des deja, de acum, înainte, pentru că, la început am spus, ne propunem lună de lună să facem evenimente la Clubul Boemia, în Galeria de Artă, de aici. De ce am plecat la acest proiect? Pentru că am sesizat că în Roman nu există o galerie de artă, afară de muzeul de artă care face evenimente de bună calitate, organizând expoziții colective sau personale. Am identificat acest spațiu și mă bucur că poate în felul acesta dinamizăm și oferim artiștilor plastici din Roman și din împrejurile Romanului posibilitatea să expună și la Roman în această galerie. Îl rog și pe domnul Dan Dimitriu să adauge câteva cuvinte pentru că îmi solicită cuvântul. Pentru că aceste tablouri pe care le reprezintă artistul sunt anumite puncte, mi-a adus aminte de o poezie pe care o să o recit imediat, anume, pornesc cu ochii și gândul, văd în forme sferice planete, stele, imensa galaxie contopită cu mine se învârte în jurul punctului, vrând să cuprind spațiul, timpul, esența. Tocmai ce spunea domnul profesor Lucian Strochi de această comprimare a timpului, a spațiului și nimic nu-i la voia întâmplării. Și de aceea am dorit să recit aceste versuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc și domnul Dan. Dacă mai dorește cineva să adauge o concluzie, domnul doctor? Iar la concluzie. Eu nu știu să trag concluzie. Eu fac observație. Seara asta a scos la concluzie. Observație, o fișă. Deci, de caz. Arta în sine a fost extraordinară pentru că a oferit omului timp. În 70 de mii înainte erei noastre, a fost una din cele mai mari extinții al arheologiei, găsesc o linie K deasupra liniei K, sunt primele manifestări de artă. Se pare că în acea perioadă doar 2000 de oameni au supraviețuit,
și care au supraviețuit, cei care au creat. Pentru că după linia K apar primele manifestări de artă, respectiv spirale din cochilii puse pe arță. Pictorii au fost la început, pentru că odată cu glaciația, ei au trebuit să pozeze la marginea banchizei, pentru că vânatul mare acolo stătea. Și așa au apărut la scoși celelalte grote în care pictau ce vedeau. După aceea, retrăgându-se ghețurile, ei au plecat în urmărirea acestor animale și au avut așa numită artă la purtător. Sculpturi mici care închipuiau și puteau fi ferate. Deci undeva în jurul anului 40.000 înaintea noastre apar primele creații sculpturale în istoria umanității. Ce îmi spune mie? Îmi spune că dumneavoastră aveți o viziune în care timpul zodiacal este fundamental, iar ceasurile, că niciunul dintre el nu va putea funcționa, sunt o palidă invenție a omului, că de fapt timpul zodiacal este timpul care ne ghidează. Mai e un timp care este în același timp dimensiune, nu știu, al șaselea să zic că este, pentru că se pare că următoarea dimensiune este timpul. Și pe undeva teoria relativității o prevede. Deci, cred că tema timpului este un subiect de mare inspirație din toate epocile pentru sculptori. Mărturisesc că aș dori să stau cu dumneavoastră la fiecare pentru ca să înțeleg mai bine ceea ce ați exprimat. Și eu nu pot decât să vă felicit pentru că ceea ce îmi exprimă mie aceste lucrări sunt maturitate de creație. Este o operă, sau sunt opere, ale unui artist ajuns la o formă de maturitate de expresie și, sincer, mi-aș dori și eu, dacă e cu vânzare, să achiziționez din sculpturile dumneavoastră, deși nu se poate lua o zodie, pentru că nu ai cercul, nu ai cele 12. Puteți lua pe toate. Pe toate, da. Ar trebui să operezi și noapte ca să fac treaba asta. Încă o dată vă felicit. Și îmi pare foarte bine că v-am cunoscut. Felicit și eu pe domnul profesor Lucian Tudorache, maestru Lucian Tudorache, care într-adevăr a ajuns la o maturitate artistică și este un artist de plin format. Încheiem șirul evenimentelor de astăzi, iată, într-un spațiu frumos, care poate ne amintește de peșterile rupestre, dar numai că peștera de astăzi este peștera mileniului 3. Vă mulțumesc, maestre Lucian Stroichi. Felicitări! Da. Declarăm expoziția deschisă. Și vă invităm la o cafea. Asta e invitația lui Gabi.